alții nu sunt de acord cu asta, alții consideră chiar, nu știu, șomeri, ceea ce mi se pare puțin cam dur pentru treaba asta. Parcă Five Gang a făcut un diss sau ceva. Aici e deranjant un pic, știi, pentru că diss-urile astea în muzica hip-hop sunt niște, e un fel de bătaie în versuri. Nu mulți utilizatori sunt ca tine să devoreze conținut de calitate pe Instagram, ci mulți caută ceva dramă. Da, și, exact asta vreau să spun. Și ceea ce am descoperit acolo la un moment dat, care m-a șocat cumva, este că se vând canale. Se vând canale de YouTube, se vând și se cumpără. Bine, n-ar exista cerere fără ofertă, știi? Așa, da, revenind. Sunt oameni care vând canale, le aduc până la un punct. Mie mi-a luat destul de mult și o să-mi ia să ajung, de exemplu, la 1000 de subscriberi. Tu ți imaginezi că sunt oameni care probabil dau, nu știu, zicem 50 de euro, cu toate că am văzut și niște prețuri pe acolo și nici într-un caz nu se ajunge la 50 de euro. Dar chiar zicem și 50 de euro, să ai 1000 de subscriberi, bă, mie 50 de euro nu mi se pare foarte mult și să ai 1000 de subscriberi active, adică tu ți-ai făcut canalul, ai început să postezi conținut, 1000 de oameni primesc, poate chiar primesc și notificări. Și bam, deja se uite, măcar din curiozitate. A, da? Nu mi se pare ok, adică nu mai munci nu, pentru nu este aia, ok, nu este etic, nu este moral, dar aparent se face, nu blochează. Adică sunt oameni cum ești tu, de exemplu, și mulți alții care muncesc, le sar capacele să meditezi un videoclip. Da, corect, și corect. Sunt unii care vin cu niște clipuri gen, vine să-ți bagi degetele în ochi și vezi că au câte 100.000 de subscriberi pe YouTube și nu știi de unde i-au făcut. Și mie nu mi se pare ok chestia asta. Eu ca devorator de conținut, vorba lui Alin. Mie nu mi se pare ok, adică să mă uit să văd un... Nu vreau să fiu hater. Nu vreau să fiu hater, dar mie nu-mi place când văd un copil de 13 ani care postează niște videoclipuri care nu au... N-au nicio legătură cu... Adică eu am văzut majoritatea, nu au edit, nu au nimic. Ok, bun, aici vorbim strict din punct de vedere a calității. Sunt unii oameni care zic, bă, orice îi face, doar apucă-te, fă ceva pe YouTube, ia camera aia și filmează-te și așa. Da, mă, dar nu pot să-i dau căștile mele bunicii mele și să o filmez, să-i zic să arunci căștile. Nu mi se pare ok să ai 100.000 de vizualizări când tu faci un conținut care mi-e în the cringe. Da. Și adică nu-i gen... stilul tău ăla, că dacă ai fi mers pe nișa aia de cringe, adică băi frate, asta fac da, eu, da, fac cringe, da, da. Da, ok, bravo, ești amuzantă, ție să chestii, dar tu când crezi că e serioasă chestia aia... Și de fapt e super cringe. Și de fapt e super cringe și mai ai și o grămadă de vizualizări și se uită foarte mulți copii și oameni la tine, nu mi se pare ok. că poate unii copii chiar s-au dus la... bunicilor lor, să zicem, le-au pus căștile pe urechi și începeau să-i le rup, să rupă căștile da, pe urechi. Da, adică da, da. Nu e ok. Într-adevăr, adică se întâmplă. Am făcut asta la Pașcan, da. Băi, ideea este că, na, vorbeam de influență, da. Știi? Adică apar oameni care fac genul ăsta da, de exact. Chestii și sunt alți oameni, copii în speță, care pentru fac... că nu prea au discernământ și aia văd, aia fac, pentru că li se pare mișto, li se pare amuzant. După părerea mea, nu vreau să fiu Hitler, dar după... Acum Hitler? Da, în opinia mea, multe chestii ar trebui interzise pentru persoane pe YouTube. De ce zic chestia asta? Sunt foarte mulți copii care au văzut că sunt mulți YouTuberi mari. Sunt mulți copii care încearcă să facă chestia asta, să facă vlog, să facă muzică trap, da, să da. Facă, mă uitam zilele trecute la niște prunci care aveau 11 ani și cântau de droguri, femei, te tai pe față. Da, da, am și văzut par, și eu. Nu știu ce, adică eu dacă îi arăt un cuțit și îl dau o mână, îl scapă, că nu știi ce este. Da. Adică da. Mie nu mi se pare ok chestia asta. Eu zic că lucrurile astea trebuie interzise de YouTube. Astea da. Sunt mai rele decât a face în realitate chestia aia. Da. Într-un fel sau altul. Că tu când o faci public și mai arăți și la alți copii, ăia văd că, mamă, ce nu știu, uite, a făcut-o și ăla din clasa da. 9X. Da. Eu de ce nu o fac? Da. Și fac și ei. Da. Și fac și ei. Și da. Nu mi se pare ok. Adică astea sunt, pentru mine, ăștia sunt influenceri negativi. Îți dai seama, adică oricum... Nu este ok. De fapt, în ziua de azi, dacă stai și te gândești, absolut orice, cred că și pentru contentul pe care îl facem noi doi acum, cred că se găsește cineva care să zică, bă, ce s-o trezit ăștia să vorbească despre YouTuber mari și așa, dar cine sunt ei? Uite, ăsta are 270 de subscriberi și uite ce face. Da, dar ideea e că noi ăștia mici, eu cu tine, le facem lor canalele mari YouTube, pentru că noi ne uităm și noi devorăm da, și noi corect, vedem corect, și noi corect. Judecăm într-un fel sau altul. Dacă n-am fi noi, eu cel puțin, tu ești creator, eu sunt devorator, să zicem. Dar devorăm. Dacă n-aș fi eu într-un fel sau altul să mă uit sau mulți alții care se uită tu ai luat exemplu mulți YouTuberi te-ai da. Apucat, nu? Da. Adică dacă n-am fi noi să ne uităm, să vorbim, să-i judecăm într-un fel sau altul, cine ar face? Da. Adică eu cred că ar trebui să fii mândri de chestia asta, nu să fii
să găsească hater care să zică că mamă, ia uite și pe ăștia, să gândesc și ei că e la mod acum. Adică, da, din păcate, na, ideea este că dacă nu ar exista și influenceri răi, the bad guys, nu am face diferența între ea bun exact, și ea răi, știi? Deci cumva trebuie să existe un echilibru și da, probabil ar fi bine să se implementeze cumva o restricție pe YouTube sau pe rețelele de socializare în care să facă un filtru asupra conținutului, dar mi să nu dăm știi, în aici comunism aici, după. Dar nu e vorba de comunism, aici o să vină chestia că fiecare, mulți au replica asta pe YouTube și pe mine mă deranjează unul, fiecare își asumă la ce se uită, într-adevăr. Dar tu nu poți să-i spui la un copil de 12 ani să-și asumi la ce se uită. El nu știe la ce se uită. Da, corect, bine. Adică nu știe ce înseamnă un drog, ce-ți face, el nu știe ce înseamnă să te bați, el nu știe ce înseamnă să... Adică ce cântă el da. Efectiv despre ce cântă, el nu știe chestia aia. Adică el într-un fel sau altul nu poate să asume lucrurile alea. El copiază, adică da. O văzut. Eu pot să-mi asum. Dacă mă uit la un videoclip și îmi zice unul în videoclipul respectiv că este ok să te tai cu lama, eu pot să decid pentru mine, băi, mă tai sau nu mă tai? Da, corect. Dar el nu știe chestia asta. Într-adevăr, na. Nu poate să acum, nu poate să-și asume. A fost, bine, acum nu vreau să intrăm foarte mult în detaliu, dar cred că aia ați auzit și de conflictul ăla între și ele cu Five Gang și frații Gogan. Mă rog, a fost un dis între ei cumva, pentru că Andra Gogan cu fratele ei a scos un videoclip stricați o generație, da? În care s-a legat strict de și ele, că a făcut o melodie în care instiga la anumite chestii care nu erau ok pentru copii. Și au făcut același lucru, adică... Corect, mă rog, nu intrăm în detalii. Da, nu este. Ideea este că, într-adevăr, există posibilitatea de a îndruma greșit, există posibilitatea de a spune niște chestii să fie înțelese păi, greșit. Uite drama, adică asta e drama. Exact, asta genul drama asta se consumă. Nici nu știu, am văzut clipul, îl recunosc, am văzut clipul lui Shelley, am văzut reacția lui, de fapt, la melodia fraților Gogan și foarte multe views-uri, extraordinar de multe views-uri și imaginez că 99,9% sunt români, probabil 0,01% din greșeală da click, știi, cu apărut în training sau ceva. Dar în rest, cam asta se devorează. Și că tot vorbeam de copii, oare chiar copiii sunt audiența? Adică stai și te gândești așa, eu am 24 de ani, tu ai 23, aproape 24. Noi stăm, ne uităm pe YouTube, noi facem cumva selecții de conținut, da? Deci noi când ne uităm, adică noi nu ne mai uităm la slime-uri, cum să fac slime-uri, noi nu ne... Bine, doar dacă ai chef de ASMR sau ceva. Noi... Fortnite. Așa, noi nu ne uităm la gaming de gen Fortnite sau chestii de genul ăsta pentru sau copii Minecraft. Sau Minecraft, am văzut chestii destul de populare în rândul lor, sau DuckTV sau ce mai fi echivalentul pe YouTube. Noi cumva selectăm conținutul, selectăm astfel încât ori să ne relaxeze în vreun fel, să fie amuzant, ba ne uităm la un stand-up, ba ne uităm la Codrin Bradea. Da, la gaming. Da, ne uităm la un stil de gaming puțin amuzant sau puțin mai matur. Sau ne uităm la chestii tutoriale sau chestii din care putem învăța, nu? Adică în momentul în care vrei să înveți ceva, primul lucru bun te duce pe YouTube, adică cu how to, știi? Vorba ce am zis mai devreme, căutăm în engleză. Dar ideea este că pentru un anumit tip de videoclipuri, cum ar fi vlogging-ul, în care practic nu înveți nimic, ci doar oferi din experiența ta, nu? Adică ai avut o experiență, ai avut o zi. Uite, chiar aici voiam să mă contrazic singur. Față ce înseamnă neauri despre vlogging. Uite, sunt vloggeri care fac chestii ok, știi, adică, cum să zic, uite cum faci tu, de exemplu, vlog. Îți dau un exemplu, adică sunt niște experiențe pe care omul respectiv le trăiește și împărtășește experiența aia cu tine. De exemplu, mă mai uitam la vlog la artiști mari. Gen Dorian Popa? Gen Hâț Johnule. Mă uitam la vloggeri, la artiști, dar gen dinainte de concerte, după concerte, știi? Și oamenii, îți transmit o energie prin vlogul ăla. Adică vezi cum ar fi viața aia dacă tu ești interesat de chestia aia. Asta e ok, asta mi-ar plăcea. Dar schimb, nu-mi place să-l văd pe ăla că stai 10 dimineața și-și bea cafeaua și mă duc la magazin. Da, ideea este că tu probabil într-un vlog, adică eu cel puțin, nu zic aici neapărat, eu cel puțin dacă ar fi să mă uit la un vlog, vreau să văd probabil ceva, experiența cuiva prin care eu nu am trecut. Exact. Sau probabil cine știe dacă am vreo șansă să ajung în experiența lui. Era un tip care făcea vlogging, apropo, am uitat cum se numește tipul, o singură dată m-am uitat pe canalul lui, omul zbura cu un avion.
de 30.000 de dolari la clasa 1. Deci tot costa biletul. Și om avea scaune cu masaj, jacuzzi la picioare, băutură, chestii. Zis, și ți-a luat gen... America? Da. Și imaginam și eu că stau acolo cum și ar fi dacă ar fi? Cum ar fi dacă? Știi? Adică mă uitam gen de curiozitate. Băi, cum mă intru în avion de 30.000 de dolari da, biletul? Știi, da, să zbori? Da. Probabil n-am să ajung acolo de curând. Bă, realist, da. Dar da, abstract vorbind în mintea noastră, știi cum îi trebuie să targetezi acolo sus. Eu mi-am aici câteva chestii care sunt oamenii, deci în principiu, atât, de fapt am să denumesc totul ca rețele de socializare, inclusiv YouTube-ul, oamenii apreciază, dar nu apreciază. Asta revenind la faptul că, bă, dai like doar pentru că are, are foarte multe like-uri. Tu chiar apreciezi chestia aia? No. Ții chiar. De asta zic că treaba cu Instagram-ul, știi, că ar putea ascunde like-urile, ar putea fi o chestie super mișto, pentru că exact, oamenii o să aprecieze ceea ce chiar apreciază, știi? Adică, chiar și pe YouTube, oamenii sunt predispuși să dea like și subscribe unui YouTuber care are deja foarte mult. 20 și ceva de milioane. Păi, de exemplu, dacă tu n-ai ști de PewDiePie, da, tu n-ai ști de el, da? Da. Și-ți trimit, bă, uite, l-am găsit pe tipul ăsta, faci chestii amuzante. Și-ți trimit pe Facebook videoclipul. Da. Și tu vezi că are 95 milioane de vizualizări. Ce faci? Îi dai subscribe din impuls sau nu îi dai? Părerea ta personală. Adică dacă tu vezi că are 96 de milioane de subscriberi, tu îi dai din prima subscribe sau sincer, like? Sincer, poate chiar am să pun, nu știu dacă ar fi ok sau nu, mă mai gândesc, dar probabil am să pun și o listă cu toate canalele pe la care am dat eu subscribe și majoritatea dintre ele sunt canale care chiar îmi place conținutul, adică la ce vreau să ajung, că dacă nu mi-ar fi plăcut conținutul lui PewDiePie, nu i-aș fi dat subscribe. Exact. La orice canal, fie că este Batințe Cadmere, fie că este sunt canale din străinătate, fie că este Rezumatul Zilei. Voiam să ajung la Rezumatul Zilei mai devreme. Revenim acuși. Sunt canale în România, deci sunt tipuri de conținut care chiar îmi place și au fost câteva canale care, la care chiar am ajuns într-un punct în care ei au ajuns la anumite videoclipuri și era să dau subscribe. Era să dau unsubscribe. Pentru că au ajuns în anumite puncte în care nu mi-a mai plăcut ce făceau. Clar. Și zic, bă, poate o fi o pasă, poate o încerca ceva nou, poate o încerca așa, bă, hai să-i mai dau o șansă, știi? Hai să-i dau o șansă să văd videoclipul următor. Ideea e că, părerea mea, este și costisitor să faci chestia asta. Este extraordinar și adică de costisitor. Mi se pare foarte greu pentru un om să posteze regulat aceleași chestii din moment ce el, știi, adică nu neapărat că nu mai ai motivații, dar când știi că tu trebuie să investești timp, bani și o grămadă de chestii, la un moment dat, adică aici trebuie să o dăm pe față, că nu avem de ce să mai dăm după ocolișuri, că ți-a crește la un moment dat. Da, când vezi că tu nu scoți nimic și muncești zile pentru un videoclip și tu investești poate mii de euro de echipament și tu nu scoți nimic și mai ai și hate deasupra. E grav și e frustrant. Ți-a crește la un moment dat și te frustrezi când vezi că tu depui atâta muncă și nu faci nimic. Ideea este aici, într-adevăr, depinde și de targetul pe care l-ai, depinde ceea ce vrei tu să oferi. Bă, mie în momentul de față, și zic asta fără absolut nicio ezitare, îmi place extraordinar de mult să fac content. Tot echipamentul pe care mi l-am cumpărat, apropo, să fac și un videoclip în care o să vorbim despre echipamente și tutoriale și chestii de editat și video și foto și așa, dar toate astea pe care eu le-am acumulat și cunoștințe și echipament și așa, toate astea mi le-am cumpărat pentru că vreau să ofer calitate, vreau ca videourile mele să fie calitative, indiferent dacă se uită 20 de oameni sau dacă se uită 20.000 de oameni, Doamne ajută, eu vreau să știu și vreau să fiu sigur în momentul în care dau publish pe YouTube că acel video este de calitate. Primul rând trebuie să-ți placă ție, știi? Dacă ție îți place cum a ieșit videoclipul ăla și calitatea te satisface pe tine. Sunt extraordinar de meticulos la treburile astea. Stau și editez și încerc să fac să iasă totul super bine, încerc să fac să iasă calitativ, ca omul care se uită să audă un sunet ok, să vadă calitate video și per total, experiența lui pe parcursul videoului meu să fie ok, înțelegi? Da. Adică nici să nu dureze extraordinar de mult, să nu se plictisească, dar nici să fie prea scurt, să aibă ceva de învățat cumva sau să vadă ceva constructiv în videourile mele. Și da, este extraordinar, este dintr-un punct, devine frustrant pentru că în subconștient, chiar și dacă oricât de mult ți-ar place să faci videouri, încă tu depui un efort, da? Și nu neapărat faptul că, bă, nu am adunat atât de mulți subscriber sau atât de mulți follower, ci
faptul că mi-aș dori ca mai multă lume să vadă ce creez eu. Clar. Bă, chiar mi-aș dori să vadă. Adică îți dorești să fii apreciat, știi, pentru chestia asta. Da, exact. Că știi cât de mult, cât de multă muncă depui pentru, exact, știi? Exact, îți dorești o apreciere sau măcar, bă, hai, nu neapărat o apreciere, poate și un feedback. Clar. Să fii, nu negativ pentru că sunt hater, dar măcar să fii constructiv. Adică să-mi zică cineva, bă, o iei pe calea bună, o iei pe calea proastă, știi? Adică încearcă videole tale. De fapt, mi-a zis cineva la un moment dat, înainte să schimb birou, mi-a zis cineva, bă, biroul ăla pe care l-ai, fă ceva dracu cu el, că se clatină toate părțile și... L-am schimbat într-un final, pentru că, na, am vrut ca feeling-ul pe care l-are viewer-ul asupra videoului meu să fie ok, pentru că mă uitam și eu după acela videoului meu și mi-am dat seama, așa făcea ok când mă uitam, era, bă, ce, nu-i ok, știi? Da, și într-un final cam asta e toată treaba, că trebuie să oferi conținut, trebuie să oferi conținut de calitate, trebuie să oferi conținut, trebuie să-ți placă ceea ce faci, neapărat trebuie să-ți placă, dacă nu se vede. Nu se vede pasiunea aia. Eu zic că se cunoaște. Bine, ce-i drept, la început, eu cel puțin încă am caracterul în formare, deci eu încă mă formez în fața camerei, încă mi este destul de dubios să fac vlogging, mi este destul de dubios să stau singur în casă, să mă filmez, să retrag duble și retrag și așa. Și apoi, mă rog, e munca, e editul pe care îl presupun și când vezi că ai... Da, satisfacție de la final, când vezi că tot e pus la cap. Da, într-adevăr, asta, de asta și stau așa de mult și în momentul, eu când i-am dat publish la un videoclip pe YouTube, dacă nu postam, apropo, postez în fiecare, de acum o să postez în fiecare vineri la 7:15 seara, până acum postam joi dimineața, dacă videoclipul nu era gata până miercuri seară, s-a întâmplat să stau și seara târziu în condițiile în care eu am job de la 9 la 6 seara, să stau, până în punctul în care eu sunt convins că a doua zi dimineața pot să ofer un videoclip care să fie de calitate. Să pun și alea 4 ore de FIFA? Să pun, nu? Revenind puțin, că mi-am adus aminte de ceva mai devreme, te-ai uitat la rezumatul zilei. Mi-am adus aminte când ai zis de faza cu bunica și cu căști. Bă, tipul, nu știu dacă, de fapt sigur știi, el provine dintr-un grup de 3 tip, de la 10 lucruri. 10 lucruri. De atunci, băi, băieți erau genial. Deci eu m-am uitat la ei. Nu știu, ei au avut foarte puține videoclipuri. Adică nu cred că au trecut de 50 de videouri pe YouTube. Nu cred. Adică gen super puține pentru popularitatea pe care au avut-o, pentru că au avut o popularitate. Ei au prins și hype-ul ăla, știi, că au fost și printre asta e chestia. Ei au fost și printre singurii. Da, care genul ăla de sketch-uri, știi? Sketch-urile alea din prima, dar sketch-urile real life, știi? Adică nu gen în casă, cu camera și faci sketch-uri. Nu, adică ei făceau efectiv sketch-uri. Da, el... Școala de șoferi. Exact, genial. Cunoscutul ăla episod. Da. Ei, și de acolo, deci băieții au avut destul de puține videouri și au devenit extra mega populari și eu în momentul ăla când le-am dat subscribe, le-am dat pentru strict pentru contentul lor. Eu nici nu cred că am apucat să-mi dau seama cât subscriberi au ei în perioada asta. Dar nici acum nu știu câți au avut. Nu știu. Sau câți au. Mă rog, acum ei nu mai fac, ei sunt prestia. Păi cineva face rezumatul zilei. Da, Vale Dobrogeanu face. Vale Dobrogeanu face rezumatul zilei. Așa. Mai este tipul ăla cu ochelari. Ionuț la Virgin Radio. Și mai este Șurubel care e la... Șurubel e tot la radio. Tot la radio, dar nu mai știu la ce post. Vale Dobrogeanu a revenit cu rezumatul zilei. Deci el a avut o perioadă atunci, cred că în paralel cu 10 lucruri, a făcut rezumatul zilei. A avut o pauză, a fost o pauză complet și la 10 lucruri și la rezumatul zilei. Și sper să nu mă înșel. Și la un moment dat, Vale a revenit cu rezumatul zilei și a revenit în forță. Știu că a avut un episod pilot cu care a început asta cu... I-a chemat pe toți, deci a avut în apartamentul lui, i-a chemat pe toți și pe Șurubel și pe Ionuț ăla. Da. Și cu Raluca, cântăreața, Raluca, nu știu, nu, Raluca, Raluca, așa. Și atunci cu asta a pornit el, probabil o cunoștea și a avut nevoie de un boost, știi, când apare Raluca în video, adică știi... Ideea este că în momentul de față, teoretic, pentru un YouTuber, ca să devină bun și să asigure să aibă o creștere constantă, trebuie să postezi constant. Adică trebuie să ai un stil, cel puțin o dată pe săptămână. Trebuie să ții fanii în priză cu niște videoclipuri. Da, exact. În primul rând asta, dar așa funcționează și algoritmii de la YouTube. Cristian Dascălu face pe YouTube, are un videoclip despre algoritmul de la YouTube. O să vă las link în descriere să vă uitați la el. Un YouTuber ar trebui să posteze constant pe YouTube ca să, vorba ta, să-și țină fanii în priză și să ofere... să ofere de hrănit. Ideea e că fanii trebuie să vadă că tu îți dai interesul. Dacă tu postezi o singură dată un videoclip și asta, da, și asta, mai postezi încă o dată la 2 săptămâni și promiți că postezi și nu mai postezi, da, fanii își pierd interesul. Exact, văd că pierd încrederea în tine, știi, ca YouTuber.
fanii sunt importanți pentru că ei vorbesc de la unul la altul. Adică tu vezi un videoclip și mai spui la unul, mamă ce mișto e tipul ăla. Exact, exact. Și de unul la altul se duce chestia aia. Și dacă cineva nou nu are parte de experiența aia, adică gen să vadă că tu ești constant în lucruri, da, și pierde interesul repede. Hai, da, că cineva mai vechi poate, poate. Da, poate. Hai, cum ai zis tu, ADN-uri de PewDie. Exact, că, da, bă, am încredere că poate, da. Da, și ideea este că mă uitam, de exemplu, la Vale Dobrogeanu, el a avut o perioadă de pauză imensă, deci cred că a fost un an, dacă nu chiar mai mult. Și acum a revenit cu rezumatul zilei, în care zice el că postează săptămânal, se numește rezumatul zilei, postează așa săptămânal. Așa de mult n-a mai postat un an, ceva. Da, da, ceva de genul. Dar oricum, a fost o perioadă destul de mare, nu știu dacă chiar un an, sau poate chiar mai mult, sau poate chiar mai puțin, dar a fost o perioadă destul de mare, eu am simțit-o. Și, deci, se numește rezumatul zilei. Zici, el în emisiune spune că postează săptămânal și, de fapt, postează o dată la două săptămâni. Da. Și asta zic, sunt anumiți fani care vin acolo strict pentru tine ca om. Exact. Adică unii nici măcar nu se uită, sau mă rog, se uită așa fugitiv pe la contentul tău, ceea ce postezi, dar vor să te vadă pe tine. Pe omul e tare, adică omul este tare. Pe treaba lui are, nu știu cum să zic, are flair-ul ăla, chestia are, de... Are sarcasmul ăla, are un umor negru, de fapt nu îți dă impresia că n-ar vrea, dar el de fapt vrea, exact, știi? Exact, are un stil de umor pe care, mă rog, e ceva catchy, e super catchy la videoclipurile lui. Nu, videoclipurile lui sunt foarte catchy. Nu, dar omul e ok, că după părerea mea, pentru singurii care are tupeu să-și asumi hate-ul, să vorbească despre toate lucrurile astea care se întâmplă, da, trebuie da, vorbit da, mai des despre lucrurile astea, despre de pe YouTube. Da, da, într-adevăr. Bobby, da? Shelly, bine, Five Gang și toate lucrurile astea. Sunt tot un fel de diss-uri astea, adică în momentul în care, chiar dacă nu cânti, adică tu cumva ataci pe cineva, da, îi faci o... Dar asta e faza, că el nu le atacă. Da, el face asta cumva sarcastic sau ironic, știi, adică tu dacă te super, bă, prieten, a fost ironic, știi? Într-un fel are și dreptate. Da, bă, nu, clar că are dreptate, ideea dar... e că are, el are și chestia asta să-și asume strict că vorbești despre persoanele respective, știi? Aici ține clar strict de viewer, nu viewer, viewer. Deci aici ține strict de viewer, de cel care se uită la videoclip să discean. Adică sunt oameni, cum am zis noi, noi putem face, putem diferenția contentul și ne uităm la el și zicem că bă, e amuzant, dar are dreptate. Da. Ei, dar cred că un copil se uită, e amuzant, nu cred că are dreptate. Sau nu pot mă băga mâna în foc, dar probabil sunt și genul ăsta de oameni care se uită, știi? Ba, îți imaginezi, adică spunea el într-un videoclip pe comentarii, știi, că eu zic cineva că de ce să ia de și ele sau de Abi, știi? Da, bineînțeles, adică... Sau era un tip, bă, m-am uitat la videoclip, a râs cu lacrimi, facem o mică paranteză. Postase un videoclip pe preoți. La noi în România e un subiect tabu, preoții, nu ai voie să vorbești despre preoți, biserică, chestii. În fine. Și omul postase în videoclip despre preoți în faze amuzante. Da, da, da. Beți, căzuți, chestii, ca oamenii. Și și-a primit un coment de la un tip că el și-a pierdut încrederea în Vali pentru că a vorbit despre biserică și s-a așteptat să nu se ajungă în punctul ăsta în care să demigreze creștinismul și lucruri de alea, că are nevoie de Dumnezeu, care are nevoie de biserică și chestii de genul ăsta. Și omul ăsta era... Așa. Și... Ok, bun. Da, mai într-adevăr. Mai spunea, vrei să te uiți bine. Nu, adică da, a fost un sketch, era clar că era un sketch. Da. Că și-a recunoscut și el că sunt preoți, ok. Adică a zis, da, băi, sunt preoți, ok, dar... Asta cred că asta face diferența. Îți asumi, dar trebuie să te asumi până la capăt. Adică, ok, tu zici ceva rău de cineva, dar dacă acel cineva sau acel ceva are și părți bune, zile și pe alea. Da, da, asumă-ți și faza. Asumă-ți lucrul că tu spui ceva rău despre omul. Da, corect. Adică dacă eu spun despre un YouTuber că-i varză sau nu m-aș uita niciodată la el și contentul lui de rahat, da, eu trebuie să-mi asum că zic chestia asta. Da, nu, corect. Adică eu nu pot să zic că am mai auzit la 5, nu pot să zic că am mai auzit încă la 10 oameni, dar nu e și instinctul de turmă. Da, păi asta, știi, înțeleg. Și instinctul de turmă, că ziceam, știi? Și nu e ok. Ai dat like, ai dat hate, toți dăm. Și nu e ok. Și o ultimă chestie acum. Pe care eu am găsit-o pe Instagram. Adică care Alin a găsit-o pe Instagram? Am descoperit-o pe Instagram. Și anume, fițele. Fițele. Chiar există fițe pe Instagram. Există oameni care... De fapt, eu mi-am categorisit în mai multe tipuri de oameni. Stai așa că sunt prea multe. Bun. Deci, sunt oameni serioși care folosesc Instagram-ul, gen fotografi, videografi, folosesc Instagram-ul doar pentru a-și face gen un fel de portofoliu.
Portofoliu de fotografie? Da, da, da. Sunt oameni care postează pe Instagram, nu, să zicem, hai, nu toate pozele, gen, nu postează câte 20 de poze odată sau așa, nu. Postează, să zicem, din, dacă ei sunt fotografi de peisaje, da? Și-o fost... și fac un portofoliu de peisaje prin... Da, interesant. Da, știi, genul ăsta, okay, stilul. Nu neapărat, dacă, na, ei sunt fotografi în sine de tot felul de lucruri, da? Azi am ieșit în oraș, am făcut 500 de cadre. Ei, din alea 500 de cadre, eu am descoperit una cu un biciclist care îmi place. Bun, o pun pe aia pe Instagram, am meditat, o pun pe Instagram. Nice. Apoi, merg la munte, azi merg la munte, bă, și la munte am făcut un peisaj extraordinar, bă, am meditat, bă, am pus-o pe Instagram, gen, să-ți facă un portofoliu, ce poate el să facă, da? Ce fel de poze. Pentru că, ai zis și tu, și eu în sine, mă uit la chestii de calitate pe Instagram. Exact. Chestii care arată bine. Cum ar fi femeie? Da. Mai sunt pe Instagram oameni care postează regulat și fac din asta un fel de blog vizual. Adică ei nu fac un blog scris .wordpress.com sau .ro sau își fac un blog. Da, genul de persoane care postează și fac în fiecare secundă, în fiecare moment, mănânc, mă duc la baie, intru din baie, ies din baie. Exact, exact, story. Pe genul de persoane care au 70.000 de story-uri. Uite, eu la persoanele de genul ăsta eu dau un follow. Probabil te simți spamat, cumva, intruziv. Adică eu, dacă mi-arăți o chestie, te duci la un festival, te duci la un eveniment, te duci la o chestie, faci un story, știi, adică pui 2, 3, 4, 5, hai, 15 fotografii, uh-huh. Gen cum făceai tu one story, one second story. Uh-huh. Alea sunt mișto, știi, adică faci... Da, toată ziua am comprimat-o în câteva secunde, gen, te trezești dimineața, faci un story când îți faci cafeaua, faci un story când te îmbraci, faci un story când deschizi ușa la baie, faci un story când închizi ușa de la baie, faci un story când ai ieșit pe ușă, faci un story când te sui în mașină, faci un story când îți bei cafeaua, faci un story când arunci paharul de, paharul de cafea să vadă că tu arunci paharul la gunoi, bineînțeles, și Starbucks. La, și la hârtie, la cafea. Și la hârtie, normal, bineînțeles, de chestiile astea mie mă plictisesc, adică mie nu mă interesează. Adică mie nu mă interesează ce fel de cafea bei, nu mă interesează când intri în baie și cât timp stai în baie. Adică probabil ți-ar plăcea să vezi, bă, așa, da, random, da. Și ce fel de cafea bea. Exact, da. Exact, mi-ar plăcea să văd ce face omul respectiv. O poză sau ceva, știi? Da, da. Bă, să vedea. Deci, știi? Da. Dar pe tine nu te stresează când vezi o persoană că dai să vezi story-ul și vezi că are 15.000 de chestii și sunt asemănătoare? Da. Și cunosc pe cineva chiar foarte apropiat mie și anume verișoara mea, Maria Zvâncă. Bă, e, nu, o apreciez foarte mult pe femeia asta. O ajuns într-un punct super sus, a muncit foarte mult, a trecut prin foarte multe chestii și faptul că ea postează zeci de mii de story-uri, da, și pe mine mă deranjează câteodată, că da, intru pe story-ul, poate văd ceva interesant și de fapt văd punctulețe, știi? Da. La story-ul ai dungi acolo, nu? Exact, sunt punctulețe, punctulețe, așa, dar... ideea este că ea oricum nu face chestia aia pentru mine, știi? Ea face strict pentru oamenii care vor să exact, vadă genul ăsta de chestiile astea. Așa. Bine, că... aici nu judecăm, adică nu sunt hater nici eu, nici Alin, cel nu, puțin. Nu vorbim simplu. Din hate. Că o să se trezească unii vorbind că e hate. Nu este hate, este doar părerea mea și părerea lui, părerea da. Noastră, personală, despre niște lucruri la care ne uităm. Și content pe care îl devorăm noi, știi? Exact. Ce ne așteptăm noi să vedem pe internet și ce vrem... Dar nu știu, așa normal în ziua de azi să spui părerea, pentru că am observat că dacă îți spui părerea pe chestii, deja gata, nu mai existi. Nu, unii sunt afectați deci, foarte mult de părerea te-ai personală. Te-ai distrus, știi? Adică pentru ce să nu spun? Din păcate. Bun, următorul tip de oameni sunt genul de oameni care am fost și eu hai așa... Hai să facem un joc, adică tu îmi spui și eu îți dau un exemplu, o persoană care ar face chestiile astea. Hai să vedem dacă... Cel puțin tipul ăsta de om de pe Instagram am fost și eu la început și anume genul de om care postează doar când are chef și am avut și eu Instagram, doar ca zic am Instagram. De fapt, cred că așa e și tu acum. Da. Adică tu postezi pe Instagram doar ca să postezi. Știi că ai o poză mai interesantă, îți pare, bă, asta ar merita pe Instagram, probabil. Da, adică nu, eu în general și pe Facebook nu postez neapărat pentru... Să ai... Nu știu cum să explic de ce și postez. Și un fel de portofoliu cu memorii ale tale da, și... Da, de o parte, dar... Poze care ți-au părut interesante și îți rămân, știi că îți rămân acolo, exact, știi? Adică nu postez neapărat să vadă alții ce am făcut eu. Bine, să vadă săraci că am fost la mare și până am mai fost, asta e altceva. Adică nu postez din motivul ăsta, știi, că să vadă lumea unde am fost. Stai așa, să menționăm că a fost o glumă, că poate sunt care să atacă. Asta a fost una dintre glume. Adică gen nu postez din chestia asta. Adică și tu de ce postezi pe Facebook? Bine, acum având canalul de YouTube, dar înainte de asta da. De ce postai pe Facebook? Strict din chestia, dacă, deci pe Facebook postam melodii în genere, adică mai găseam o melodie interesantă, vreau, bă, poate mai place al cuiva. Mamă, mi-am făcut o poză mișto, ia să văd. Ha. Da, da, am pus o poză mișto, hai să văd. Îi mai pasă cuiva din mine, adică îmi dă careva like acolo, știi? Chestii de genul ăsta, adică e și o chestie socializare, știi că pui poza și îți dă cineva, uite acum cum e cu Facebook-ul, dacă îți pui mai idei,
poți să interacționezi cu mai de persoane da, respective. Sticker, da, un știi, și tu okay. postezi și poate n-ai vorbit cu un prieten de 5 ani. Da. Și ăla vede că ai postat și îți dă corect, un like. Și tu îi spui, da, ce faci? Da, corect. Bine, tu ce faci? Este și o modalitate de a știi, adică să aduci aminte, de a începe conversații, de a interacționa, socializare. Că teoretic asta și este. Bun, și ultimul tip de persoane pe care eu le-am găsit pe Instagram sunt cei care vor să arate o viață pe care nu o au. Și din păcate... Nu vreau să dau exemplu pentru că ai să ții hate. Nu, nu dăm exemple în situația de genul, dar sunt oameni. Eu, dacă greșesc, puteți să-mi dați exemple, chiar vă rog, dar eu cel puțin am încercat cât de mult să evit genul ăsta de conținut. Adică eu ce am postat pe Instagram, n-am postat o poză ca să arăt, vai că am mâncat burger, sau vai că am mâncat, am băut o cafea de la Starbucks, nici nu știu de fapt dacă am vreo poză cafea de la Starbucks. Ba da, aia zic eu. Am? Da. Ok, sau... Așa, sau să arăt că am făcut ceva grozav. Nu, dacă postez ceva, este de obicei ca să arăt ce am văzut eu în momentul ăla, să arăt o bucată creativă din mine, să ofer o bucată din mintea mea pe Instagram. Uite, asta s-a pierdut, în general, știi? Adică gen că îmi faci o chestie de aia, nu, foarte multe persoane cred că tu de fapt vrei să pari ceva ce nu ești. Da. Și vrei da. Să arăți că, mamă, uite unde ești eu și uite ce fac când tu stai acasă și probabil bei berii la pet. Adică nu, lumea nu mai înțelege, uite, postezi, de exemplu, o melodie poate făcută de tine sau poate postezi un videoclip sau o imagine, o fotografie făcută de tine. Da. Oamenii nu mai văd, mamă, ce mișto e fotografia aia, adică uite ce mișto o prins. Da. Uite ce faină e melodia respectivă, poate au făcut un sketch de câteva secunde la o piesă, vei uite ce mișto e piesa asta da, făcută. Da, lumea vede că tu vrei să dovedești ceva și vrei să fii mai mare decât ești de fapt. Și adică da. Deja din prima lucru îți privit cu hate. Da, din păcate... De unii, nu de toți. Da, din unii. Bă, deci eu apreciez foarte mult că... Sincer, adică eu am observat până acum pe Instagram, am 1600 de followeri și undeva media de like-uri la poze este de 100 de like-uri. Și asta înseamnă că 10% din followerii mei sunt activi și sunt acolo cu mine, ceea ce este un număr super ok. 10% dintr-un număr de genul ăsta este super ok și vă mulțumesc pentru like-uri și pentru susținere. Da, ideea e că din păcate există oameni care, nu știu, atât pe Instagram cât și pe Facebook, postează doar... Deci tu dacă ai o bucată, o zi plină numai din bucăți nașpa și ai găsit o bucată faină în care din greșeală ai ajuns într-un restaurant, te-ai împiedicat și ai ajuns cu nasul, ai găsit în fața ta o farfurie cu mâncare care arată bine, știi, o prăjitură de aia aranjată super șmecher cu o mega placă, așa, pam, ai făcut o poză și ai plecat. Și afară te plouă, n-ai glugă, n-ai umbrelă, n-ai nimic, ajungi acasă, pantofi murdari, ți-ai umplut sufragerie, stai cu petul de bere. Mă rog, chestii genul ăsta, deci o zi și da, dar lumea vede doar că ai mâncat prăjitura respectivă, știi? Exact, aici vreau să ajung și asta nu mi se pare ok. Nu. Deci, și mi-e așa de ciudă, și când am fost la mare, mi-e ciudă că am găsit, au fost câteva chestii, de exemplu când am mâncat, când am mâncat burgerul, bă, arăta extraordinar și am făcut și câteva poze, dar n-am postat niciuna pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit din contentul meu, din poza aia, că bă, uite ce am făcut eu, da? Uite adică... Nu cred că sunt persoane pe care le interesează ce ai mâncat, știi? Da, exact, nu cred. Mai degrabă, de ce am postat poze cu peisaje, cu... Eu zic că asta e cel mai important decât... Asta zici, știi? Ca creator de conținut, adică tu... Ce înseamnă creator de conținut? Creezi conținut, nu? Da, da. Adică mulți au uitat ce înseamnă lucrul ăsta. Foarte mulți youtuberi la care eu mă uitam și apreciam la un moment dat. Foarte mulți au uitat de chestia asta. Știi care e faza? Că oamenii acum, părerea mea este că nu disting. Adică e o limită cumva, de fapt nu e chiar fină, dar până ajungi ca lumea să te recunoască ca și creator de conținut, tu ești încă un profil de Instagram acolo, printre altele. Da, dar este fina și celorlalți dinainte. Da. De ce? Pentru că mulți au fost creatori de conținut, au făcut lucrări mișto, nu dau nume, au făcut lucruri super mișto, interesante, nu s-au mai văzut până atunci, te uitai cu plăceri, râdeai în fiecare zi, cu urmăreai, aveai zile, băi, unul posta marți, altul posta miercuri. Da. Acum toți fac muzică, frate. Ori muzică? Să facem muzică, să fac chestii, adică tu în videoclipul tău arăți o aroganță și arăți niște, zic cuvântul ăla, nu vreau să-l zic. Ne ajutați din redacție. Da, păi cam asta, fițe. Fiți, exact, când tu arăți fiții și aroganțe și mașini și femei și fete și bani, arunci bani în videoclipuri, nu mi se pare ok, asta nu-i conținut, asta nu-i, nu creezi conținut. Și încă o chestie, vreau să vorbesc de un tip dacă mai avem timp, nu cred că am pomenit de el, este un tip Paul Dadrian, îl cheamă, ți-am recomandat și ție. Da.
omul ăla e genial, deci de când a început să posteze și nu face bani. Okay. Deci nu face bani, tipul respectiv, că am discutat cu el și nu face bani. Așa. Tipul postează o grămadă de videoclipuri interesante și se documentează cu săptămânile până să ajungă să facă un videoclip. Mm-hmm. Ăla mm-hmm. e creator de conținut. Da, da, ăla da. Adică ce faci tu, ce faci el, ce fac alții, Zaya Fe, de exemplu, mm-hmm. ăla este creator de conținut, după părerea mea. Da, pentru că, adică asta zic eu din punctul meu de vedere și din ceea ce fac eu, ce pașii pe care îi fac eu până la a da publish la un video, sunt atât research... Banii pe videoclip, cred că m-a invitat. Da. Pașii pe care fac eu până la a oferi un videoclip, până a da publish la un video pe YouTube, sunt destul de mulți. Adică fac research în primul rând pe internet, mă uit să văd ce se mai caută, ce aș putea lua. Mulți cred că încă nu au înțeles și sper să înțeleagă care este scopul canalului meu, și anume să ofer produse la un preț destul de scăzut, dar care să facă chestii destul de mișto, și încerc să fac research, adică mă uit și la marge de preț și să văd ce se potrivește, încerc să-mi adaug la favorite și așa. Mai câteodată îmi fac un script înainte să filmez, adică îmi fac niște bullet point-uri pe care să le menționez în momentul când filmez și să nu uit să arăt ceva dintr-un produs anume. Apoi editul care este absolut, câteodată este groaznic, când tragi duble și vezi că niciuna nu este bună și cumva... Păi câte persoane, uite, să-ți lase în comentarii eventual sau mesaje, câte persoane se gândesc din punctul de vedere înainte să vadă un videoclip? Nu știu, adică chiar nu știu. Câte persoane se gândesc la cât research, cât muncă și cât asumare ai? Da, chiar sunt curios. Dacă... Adică tu îți pui în spate și compania la care faci videoclip, știi? Da. Compania despre care faci produsul respectiv. Da. Cum ai făcut despre la compania Huawei, adică trebuia să-ți asumi, nu? Da, corect. Bun, avem deja foarte mult filmat, o să fie ceva teribil la editat, dar vă mulțumesc că v-ați uitat până în punctul ăsta. Ne vedem vineri, 7:15. Da, am zis bine. Ne vedem vineri de acum la 7:15 cu următorul unboxing și review și vedem ce mai apare în weekendurile următoare. În weekendele următoare. Pa! Pa. Și aici. Aici. Scur. Alo, școala de copii? Da, țiblei. Mm-hmm.